Doamnelor, domnilor, bun găsit în Moldova, o țară de minune. Pentru câteva sute de lei, unii medici de la noi acceptă să le facă avorturi unor minore fără știrea părinților sau rudelor acestor fete care nu au împlinit nici măcar 16 ani. Și cu toate că încalcă flagrant prevederile legale, medicii se pare că nu prea au frică de sancțiuni. Iar în partea a doua a emisiunii veți vedea dacă moldovenii știu să sară în ajutor atunci când cineva are nevoie de sprijin. E vorba în special de donațiile pentru cei care necesită operații costisitoare peste hotare sau despre cei care, din diverse motive, au rămas fără acoperiș deasupra capului. Ori de alte situații în care generozitatea noastră ar schimba radical soarta cuiva. Statisticile oficiale arată că în fiecare zi cel puțin 3 minore apelează la medic pentru a-și întrerupe sarcina. Potrivit legislației naționale, decizia de a face avort poate fi luată de sine stătător de orice tânără care a împlinit vârsta de 16 ani. În celelalte cazuri, intervenția poate fi efectuată doar cu acordul reprezentantului legal al copilului sau în condițiile în care sarcina pune în pericol viața minorei. Deși autoritățile spun că pe an ce trece cazurile de acest fel sunt tot mai puține, se pare că statisticile oficiale sunt viciate de unii medici pentru care banul este mai presus decât soarta minorei și a părinților acesteia. Astfel, contrar prevederilor legale și normelor morale, unii dintre urmașii lui Hipocrate sunt gata să întrerupă sarcina oricărei minore. Sergiu Barbu a investigat subiectul. Ideea de a verifica la modul practic respectarea de către medicii ginecologi a restricțiilor ce țin de efectuarea avorturilor la minorele de până la 16 ani a apărut după ce am găsit pe internet mai multe informații potrivit cărora asemenea intervenții ar fi posibil de efectuat fără mari probleme, practic în orice instituție specializată din capitală. Așadar, rolul minorei de 15 ani a fost jucat de către un reporter sub acoperire. Prima noastră destinație, Spitalul Municipal Sfânta Treime. Bună ziua, mă scuzați, cum nu vă duci la de medici și oncologi? Imediat ce am ajuns în cabinetul medicilor, am fost invitați de către unul dintre ei într-o sală de proceduri. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă aș putea să fac avort la spitalul dumneavoastră. O ziua încă nu am făcut, dar... 4 februarie. Nu, 4 martie, nu. Și am făcut, am înțeles, da, am făcut test și mi-a arătat pozitiv. După alte câteva minute de discuții, medicul îi spune pacientei ce soluții are pentru ea. Poate făcut și medicamentul, poate făcut și... Da, iar acum, atenție! Faptul că minora nu a împlinit vârsta de 16 ani nu o deranja deloc pe angajata spitalului municipal, așa că discuția a continuat. Da. Și am vrut să vă întreb cât a fost la dumneavoastră să vă ajutați. 1.200. Mulțumesc și fac o zi și pot să mă dă să vă mulțumesc. Eu mă duc la operație, eu am spus că urzi mai două sau mâine. Da, mâine, mâine. Următoarea noastră destinație a fost Spitalul Municipal numărul 1. Spre deosebire de colega sa de la Sfânta Treime, medicul ginecolog de la Spitalul numărul 1
a fost mai precaută. Ai merge să voi, mamă, tot are adă? Nu. Mama, nu știu. Nu știu. A sestra? Nu, sestra și sestre, nu știu. Ce se spune în soția ta? Acum să vă spun că am spus că nu știu să spun că cum ceva e zros cu mama, mama, sestra. Era cât pe ce să credem că nu vom obține acceptul medicului de a efectua intervenția, dar... Am dezrost în care nu vă spun așa în cap? Nu vă spun că vă puteți să dăm medicamentul. Și dacă în primul caz reporterului sub acoperire i s-au solicitat 1200 de lei pentru avort, de această dată prețul a fost mai mic. I-am prezentat aceste imagini șefului Direcției Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, în subordinea căruia se află cele două instituții medicale vizate de noi. Ceea ce am văzut, deci este un început de discuție dintre gravidă și medic. Deci nu pot să anticipez ce ar fi urmat, pentru că în primul caz și al doilea caz, medicul ginecolog a discutat cu gravida, i-a solicitat ultrasonografie și vine foarte greu ca să anticipeze ce ar fi urmat mai departe. Repet, nu pot să știu ce au avut în gând să facă până la urmă dacă minora ar fi fost însărcinată. La prima vedere par a fi niște încălcări al regulamentului, dar va trebui ca să ne clarificăm în fiecare situație separat. Responsabil din cadrul Centrului Național de Sănătate a Reproducerii, nu neagă faptul că asemenea cazuri ar putea avea loc. Este regretabil și eu îndemn toți colegii să se informeze la acest capitol. Legea trebuie să fie pentru toți lege și trebuie respectată. Și eu, ca medic ginecolog și având capacitatea de a consilia un adolescent tânăr, pledez întotdeauna pentru prezența mamei sau altui membru al familiei, tatăl sau cel puțin bunica, bunelul, și îndemn copiile respective să aibă o discuție deschisă cu membrii familiei și să nu ascundă aceste lucruri, fiindcă până la urmă cei mai apropiați rămân a fi membrii familiei, mama, tata și bunei, fraților. Deseori, insistențele specialiștilor dau rezultate și minorele revin la spital însoțite de mame sau rude. Totuși, în cazurile când acest lucru nu se întâmplă, medicii sunt puși în situații extrem de delicate. Păreri de rău, când comunicarea în familie este atât de delăsată, încât adolescenta ne spune că ea mai bine să duce și își pune capăt zilelor decât să afle tata și ea, dacă nu oprești, ea iese și nu mai dai voie să tragi sufletul și ea fuge din centru, că, cu frică că tu ai să-i spui lui tata. Și eu, în momentul când ea spune că își pune capăt zilelor, nu am motive să nu mă îngrijorez că asta poate și să se întâmple. În aceste situații, noi acționăm în interesele superioare a acestui copil. În conformitate cu legea sănătății reproducerii, noi atunci facem o comisie medico-consultativă și decide comisia împreună cu adolescenta să ia în considerație decizia adolescentei. Am mers la cei doi medici ginecologi care au acceptat în principiu să întrerupă sarcina minorei, fără ca părinții să cunoască acest lucru și fără ca să existe riscuri iminente pentru viața și sănătatea minorei. Eu sunt Sergiu Barbu de la Publica TV. Dumneavoastră sunteți doamna Elena. Da. Vasile, da? Dați-vă, avem așa o întrebare la dumneavoastră. Dumneavoastră așteptați-o de acolo. Deoarece șeful secției ginecologice a Spitalului Sfânta Treime a refuzat categoric filmările, am înregistrat discuția noastră cu medicul cu o cameră ascunsă. Ea v-a întrebat din start. Sunt minoră, încă nu am 16 ani. Este posibil? Ați spus, da, nicio problemă. Păi, da, dar dacă nu vrea să nască, nu ați întrebat... Noi putem să facem lucrul ăsta. Sunt de acord. Nu ați întrebat nimic despre părinți, despre reprezentanți legali. Eu nu m-am apucat nici să fac, nici nu pe masă n-am văzut-o. Dar n-am făcut nimic, eu nu știu, poate nici noi... Poate ceva au încurcat și doamna, poate cumva... Doamna... respectivă care nu, s-a adresat. Și ați spus că costă 1200 de lei.
Nu i-am spus eu nimic. Eu vă pot să vă arăt acum, să vă prezint imaginile video, că a fost filmată cu o cameră ascunsă. Vreți să vedeți imaginile sau nu? Eu nu vreau să văd nimic. Nici medicul de la Spitalul Municipal numărul 1 nu a vrut să recunoască că ar fi fost convinsă să întrerupă sarcina fără acordul părinților. Inițial ați spus că e nevoie de un reprezentant legal, tată, mamă, da, ceva. Ați spus că nu vrea să cunoască. Eu nu i-am spus că se rezolvă și nici n-am făcut nimic. Ați spus că se poate de făcut. Da, se poate. Adică, de ce eu trebuie să... Adică, credeți ce și-a spus ea, de exemplu, nu credeți ce spun eu? Și te-a întrebat. Doar că nu vreau să se cunoască, să nu știe nici mama, nimeni. Aveți rostul nicăr nevăzmașă nicăr? Вы будете делать медикаментозно. Если да. Если маленький срок, я вам дам медикаментозно. Да. Давайте делать сначала УЗИ, а потом подумаем, хорошо? УЗИ. Ну, если там... что, ну, я могу к вам обратиться? Да, так вот я вам даю мой номер телефона. Давайте. Din câte ați putut observa, ambii medici au solicitat de la pretinsa minoră sute de lei pentru serviciile lor. Spre exemplu, în primul caz, ginecologul a declarat că avortul medicamentos sau cel prin vacuum o va costa pe tânără tocmai 1200 de lei. Costul intervenției variază de la 300 la 500 de lei în funcție de forma de intervenție care este aplicată de către instituția medicală. Un preț stabilit prin, de către Ministerul Sănătății. Este vorba de catalogul de prețuri pentru anumite servicii medicale. Și el nu poate să depășească această sumă. Nu pot să percep mai mulți bani, pentru că ceea ce e perceput mai mult decât suma stipulată în catalogul de prețuri, ar urma să ajungă în buzunarul medicului. Și poate asta este și costul, de fapt, încălcării acestui regulament. Deci, în fiecare situație aparte, trebuie să luăm atitudine. În timp ce Mihai Moldovanu dă asigurări că prețul maxim stabilit de Ministerul Sănătății pentru un avort este de 500 de lei, asemenea prețuri nu există în catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare. Spre exemplu, un avort prin vacuum aspirație oficial costă 46 de lei. Avortul prin metoda vacuum aspirație este efectuat gratuit în instituțiile medicale care au permisiune de a-l efectua. Pentru adolescente, noi îl acoperim, deci, gratuit, practic este acoperit de stat. În cazul avortului medicamentos, statul nu acoperă cheltuielile pentru această procedură. Cert este că pastilele nu sunt oferite nici de cum de medic, iar prețul lor nu depășește 400 de lei. Medicul consiliază pacientul, îi scrie prescripții și în baza acestea pacientul își procură singur metoda respectivă sau medicamentul respectiv în rețeaua de farmacie. Pentru că nu ne doar să ne dăm cu părerea. Pentru ce sunt plătiți acești 1200 de lei dacă medicamentele se iau separat la farmacie? Plătim pentru rețetă? Că sigur că ne mai confruntăm cu situații de tip, auzim și noi că se mai întâmplă din spusele pacienților, dar n-ar trebui să existe fenomenul respectiv în societatea noastră. Vor fi sau nu sancționați medicii, rămâne să vedem. Cert este că pentru nerespectarea regulamentului cu privire la întreruperea sarcinii nu există sancțiuni, cu excepția celor disciplinare. Acest fapt ar putea însă să nu-i deranjeze pe unii medici care, presupunem noi, ar realiza câștiguri frumoase pe seama avorturilor făcute neoficial. Doar că în acest caz apare o altă întrebare. Cât de relevante sunt statisticile cu privire la întreruperea sarcinii în rândul minorelor? Rămâne să presupunem că undeva ar mai rămânea niște cifre, dar în general se tinde ca cazurile de avort, inclusiv avort medicamentos, să fie înregistrat și să fie ulterior raportate, fiindcă studiile denotă un pic altceva, studiile efectuate, da? Cum că cifrele nu sunt absolut identice cu cele raportate. Oficial, în ultimii ani, rata avorturilor făcute de minore este în descreștere, de la 1361 de cazuri în anul 2010 la 1031 în anul 2014. Dacă să comparăm Moldova cu țările din regiune, noi suntem cam la mijlocul scării, așa nu am ajuns, nu suntem la nivelul țărilor din Asia Mijlocei sau din Caucaz, dar mai avem încă foarte mult până la țările Europei de Est mai dezvoltate, cum ar fi aceiași Cehie, nu mai spun de țările Scandinave. Oricare ar fi statisticile raportate de autorități, cert este că în spatele fiecărei cifre se află destinul unui copil care era cât pe ce să dea naștere unui alt copil. Fetița e o copilă de fapt, deci nu e o femeie adultă conștientă de ceea ce îi se întâmplă întotdeauna, da? Deci e o copilă care reacționează un pic altfel decât un adult.
Și dacă nu mai are alături o persoană care să o susțină, fie mamă, fie o rudă apropiată, fie un medic foarte bun care știe să o consilieze calitativ, fie un psiholog care organizează cu ea ulterior ședințe de reabilitare, atunci fetița rămâne cu o traumă psihologică destul de evidentă care o marchează practic întreaga viață. Și oare cât de des acești copii ajung să fie consiliați la nivel profesionist? Nu se întâmplă atât de frecvent. Deci, dacă vorbim despre Chișinău, despre Bălți, unde există mai mulți, să zicem, psihologi care au pregătire în domeniu, care ar putea să ofere o consiliere de calitate, nu întotdeauna această posibilitate o au fetițele din raioane sau din satele Republicii Moldova. Cum se întâmplă, de fapt? Deci a venit, a făcut o întrerupere de sarcină și a plecat. Care este soarta acestei fetițe ulterior? Nu întotdeauna cunoaștem. În anul 2011, un grup de deputați a lansat o inițiativă legislativă care, în opinia lor, ar fi dus la diminuarea ratei avorturilor, inclusiv printre minore. Una dintre prevederile proiectului de lege se referă la obligativitatea consilierii femei însărcinate. Medicii să nu efectueze întreruperea sarcinii până când fie din nou fata minoră sau femeia însărcinată care dorește să facă acest lucru, nu trece o consiliere preavort. După ce a trecut această consiliere și apoi mai era un element de o pauză de 3 zile, adică în cazul în care evident nu este amenințată viața acelei femei, ca să existe o pauză în care ea să mediteze și să vadă dacă totuși decizia aceasta este una asumată și una pe care ea o ia în mod hotărât. O altă inițiativă a deputaților viza introducerea unor pedepse pentru nerespectarea prevederilor legale în cazurile de întrerupere a sarcinii. Chiar și acordul pentru cele care nu au plinit 16 ani nu este prevăzut în lege. Este mai mult un regulament sau este un act normativ al Ministerului. Din punctul meu de vedere, este important ca acest lucru să fie prevăzut în lege și să existe sancțiuni pentru încălcarea lui. În momentul în care ai în lege, chiar și pentru cele care nu au plinit 16 ani, dar o prevedere legală implică sancțiuni și atunci medicii ar fi mult mai responsabili în asemenea situații. Nu erau sancțiuni penale, erau sancțiuni amenzi, erau sancțiuni administrative, dar ele oricum ar stimula și ar responsabiliza cei care iau asemenea decizii. Valeriu Ghelețchi spune că în cadrul discuțiilor din Parlament, proiectul de lege a fost criticat dur nu doar de unii colegi din legislativ, ci și de mai multe ONG-uri care erau nemulțumite de anumite prevederi restrictive care se conțineau în document. În consecință, proiectul a fost retras. Unii l-au interpretat ca o interdicție a avorturilor, dar proiectul de lege nu se referea deloc la interdicție. Obiectul, scopul proiectului de lege era să putem micșora numărul avorturilor. În timp ce unii deputați cer înăsprirea regulilor, Ministerul Sănătății intenționează să liberalizeze și mai mult norma legală cu privire la întreruperea sarcinii. Prevederile s-ar putea regăsi în noul cod al sănătății. Au fost efectuate mai multe discuții și mai multe consultări, inclusiv cu tinerii, cu specialiștii și cu tinerii din Republica Moldova. Se pledează, de fapt, pentru micșorarea vârstei respective de a decide de sine stătător, până la vârsta de 14 ani. Probabil ar fi cazul să ținem cont de acest fapt și să tindem spre aceasta, mai ales în condițiile când mulți părinți sunt plecați peste hotare, când fetițele rămân fără îngrijirea părinților, de cel mai multe ori mamelor, și noi specialiști ne confruntăm cu situația că vine fetița, deja gravidă, categoric nu dorește să informeze despre aceasta mama sau alt reprezentant legal și noi suntem puși în față de a lua decizia în interesul superior a copilului. Dar, evident, trebuie să existe o bază legislativă unde să fie stipulat foarte, foarte clar aceste momente. În timp ce autoritățile încearcă să potrivească legislația cu o realitate dură în care s-au pomenit zeci de mii de adolescenți, tot ele calcă pe aceeași greblă a paradoxului, atunci când vine vorba despre introducerea în curricula școlară a unui curs obligatoriu de educație sexuală. Și noi avem ca rezultat adolescenții care au în cap la ei deja așa un vinigret, o amestecătură de informații greșite, de misconcepții, de imagini create despre cum trebuie să fie un bărbat și o femeie, mai mult din niște imagini pornografice decât care n-au de-a face nimic cu viața reală. Și asta reiese și în comportamente de risc, și în dezamăgiri și în multe disfuncții sexuale care noi le vedem și de acum și de sănătate pe viitor. Boli grave, accidente sau alte tragedii în urma cărora viața cuiva stă pe muchie de cuțit.
În ajutor vin oamenii apropiați, dar de multe ori și străinii cărora le pasă de durerea cuiva. Cum pot să se mobilizeze moldovenii atunci când cineva are nevoie de ajutor? Aflați peste câteva minute de publicitate. Sute de copii, dar și adulți sunt vindecați pe bani oferiți de oameni cu venituri modeste, dar și de către cei mai avuți. Darurile ajung pe la casele de bătrâni, pe la orfelinate, dar și prin alte părți, unde cineva așteaptă o mână de ajutor. Lacrimile durerii și deznădejdii sunt șterse de oameni cu inimă mare atunci când cei disperați nici nu se așteaptă să fie ajutați. Aflăm că pentru unii generozitatea devine chiar un mod de viață, alții însă tratează cu scepticism strigătele de ajutor. Cum se mobilizează moldovenii atunci când e vorba de acte de caritate? Aflați din reportajul Lilianei Mircea. Dintre acțiunile de caritate în care mai mulți cetățeni ai țării noastre și-au unit eforturile pentru a le da o mână de ajutor persoanelor cu dizabilități. За чашку кофе платим 200 лей. Проходящий на 5 лей. Еще 200, 400. Sunt oameni care au cedat din timpul lor, din banii lor, ca să ajute pe cineva care are nevoie cel mai mult de susținere. Unul dintre suferinzi e și această copilă din Cinișeuți, Rezina, care, deși are 5 ani, nu merge pe picioarele ei, fără să fie sprijinită de cineva. Copilul este dependent de cărucior. Alexandra s-a născut diagnosticată cu o boală gravă, care a spulberat fericirea părinților de îndată ce li s-a spus că au un copil care va fi țintuit la pat. Нам на такі говорили врачи, що вона як не буде ребенком, а овощем. Нам даже предлагали отказаться от неё. Valentina a auzit verdictul nemilos din gura medicilor de la Chișinău, după ce Alexandra a fost transferată în capitală de la maternitatea de la Rezina, unde se născuse. Мне врачи в Кишиневе сказали, что это родовая травма. Как нам мне было надо сделать кесарево, они не сделали кесарево. Тяжело роды проходили. Надо её заголовку вытащили. И у нас была трещина здесь и здесь. Eforturile unor medici, dar și a apropiaților copilului, au adus schimbări în viața fetiței. Я не могла пальцы раздвинуть пальцы, потому что у нас были скованы вот так. Я не могла ее вообще раздвигать ладошку, чтобы она рухнула. После операции у нас и реабилитации у нас лучше начали. Medicii de la Chișinău au sfătuit-o pe Valentina să nască al doilea copil, asigurând-o că îl va naște sănătos. Мальчики, да? Тёмочка. Второй ребёнок. Сын, Артёмка, здоровый. Surioara lui însă are nevoie de încă o operație costisitoare. Părinții nu au atâția bani. În speranța că își vor pune copilul pe picioare, s-au adresat la o organizație de caritate ce colectează donații de la oamenii care nu rămân indiferenți la durerile altora. У нее есть шансы на то, что она будет ходить, на то, что ее можно будет хотя бы немного социализировать, даже несмотря на такое сложное заболевание. În mai bine de 6 ani, numai această organizație de caritate împreună cu donatorii ei au contribuit la vindecarea a peste 140 de copii. A colectat prin diverse metode bani pentru copiii grav bolnavi. Терминалы, которые находятся в каждом магазине страны, их около 1000, наверное, по всей Молдове. Человек может сделать электронное пожертвование, не выходя из дома, не заходя в банк, не стоя в очереди, не тратя время. Благотворительные мероприятия. Они у нас тоже всегда в приоритете, потому что это контакт непосредственно с людьми, которые понимают, для чего они пришли на это мероприятие. Prin astfel de metode au reușit să sensibilizeze mii de oameni. Все дети, кому мы смогли оказать помощь за 6 лет, это дети, спасенные гражданами Молдовы.
они в большинстве своем, где-то, наверное, процентов 80-90 находятся на территории Молдовы, и, может быть, процентов 10-15 за пределами страны, но наши бывшие соотечественники, да, которые уехали. Поэтому, то есть, нам есть чем гордиться. У нас много добрых и хороших людей среднего уровня, ниже среднего и высокого достатка. De aproape 5 ani, oamenii cu inimă mare au posibilitatea să facă donații și cu ajutorul mesajelor transmise de pe telefonul mobil. Companiile de telefonie adună banii pentru tratamente costisitoare în colaborare cu organizațiile de caritate înregistrate oficial. Este una dintre cele mai simple și sigure metode. Să iei telefonul tău, să trimiți un SMS la un număr scurt și să ajuți. De ce nu? Noi suntem deschiși pentru astfel de inițiative sociale. Avem o sumă standard, 20 de lei, 30 de lei și numărul ăsta este deschis permanent. Sunt foarte multe apeluri repetate, da. Cum ajung banii colectați la suferinzii care așteaptă disperați șansa de a se vindeca? Noi suntem absolut siguri că banii pe care îi colectăm ajung acolo unde trebuie, pentru că banii colectați se duc pe contul clinicii, unde va fi lecuit copilul respectiv. Ne-am convins că nu numai organizațiile de caritate îi sensibilizează pe oameni, încurajându-i să le întindă o mână de ajutor suferinților. Am rămas surprinși de entuziasmul acestei tinere din Moldova, care de mai bine de 8 ani este stabilită cu traiul la Moscova. Cei care accesează Facebook-ul pot citi 10 de anunțuri postate de Svetlana Sainsus, în care ea îi imploră pe oameni să-i ajute pe copiii cu diagnoze grave, care necesită intervenții chirurgicale costisitoare. Nu, absolut, nu fac parte din nicio organizație, sunt un mic, fără nici măcar nu lucrez, nu am o funcție. Svetlana a început să-i ajute pe copiii cu maladii grave acum 2 ani. Cu banii adunați din inițiativa ei au fost vindecați deja 10 de copii. De fiecare dată a contribuit și ea cu sume de bani. Donesc cât pot, sunt om simplu, cu, nu știu, avem venituri normale și donesc cât pot, dar singur n-aș fi reușit nimic și toată lauda eu cred că merită donatorii, persoanele total străine și prietenii mei care donează și vă mulțumesc mult. Un caz recent este cel al lui Maxim Vintilă, de 14 ani, care a fost diagnosticat cu leucemie. Medicii de la noi le-au spus părinților să-și ia băiatul acasă, pentru că nu mai au ce să-i facă. Transplantul de celule stem de care are nevoie Maxim se efectuează doar peste hotare, iar operația costă o groază de bani, peste 100 de mii de dolari. Am înțeles că noi nu suntem capabili să-i asigurăm, să-i cumpărăm, cum n-ar suna de ridicol, viața copilului nostru drag. Rudele i-a scris Svetlanei despre disperarea lor, iar ea a postat un anunț pe Facebook și a contactat clinica la care urma să meargă Maxim. Ea просто была шокирована тем количеством людей, которые помогли. Даже тех, от которых я никогда бы не могла ожидать, они больше всех, наверное, помогают и пытаются организовать какие-то акции, концерты, чтобы помочь. S-a întâmplat minuni, am colectat în jur la 34.000 de euro. Ваша помощь для нас, для нашей семьи, она неоценима. Просто всем благодарны. Спасибо всем, кто помогает, всем привет. Привет. Mulțumim la toți pentru susținere și pentru ajutor. Iar cei care au donat banii spun că este un gest omenesc pe care ar trebui să-l facă fiecare dintre noi atunci când poate să anuleze o tragedie a cuiva. Во-первых, у меня тоже есть ребенок. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что это поступок нормального человека. Iar despre fapta Svetlanei, apropiații lui Maxim spun că e ceva incredibil. Având o familie fericită, toți sănătoși, se implică în niște lucruri pe care nu există cuvinte de laudă. Eu așa ceva, eu m-am ciocnit prima dată în viața mea cu așa, pur și simplu, ajutor necointeresat. Acum Svetlana, dar și alte persoane care i-au preluat inițiativa, îi îndeamnă pe oameni să se implice și în continuare pentru a face posibilă achitarea totală a tratamentului pentru Maxim. Să-l vedem pe Maxim pe picioare bine, așa cum a fost el, sportiv,
foarte cu minte și sănătos. Pentru a asigura transparența și credibilitatea, Svetlana postează pe rețelele de socializare datele oficiale despre diagnostic, evoluția și costurile tratamentului medical al copiilor pentru care sunt colectați banii. Banii se duc pe conturile părinților, dar fiecare caz am văzut și chiar postăm prețurile operației, cecuri de bonuri de la spital, absolut. Chiar dacă clinica este în Turcia, în Italia, în Israel, eu deja cu toată îndrăzneala sun, aflu, mă cunosc cu directorul de clinici. Svetlana spune că zecile de copii ajutați de către cei care au răspuns la apelurile ei o fac fericită. Chiar să vreau, dar nu o să vreau să mă opresc, dar chiar să vreau să mă opresc, cred că nu mai pot. Iar această femeie din Zăicani, Râșcani, spune că acum este cea mai fericită mamă, asta pentru că are o casă unde își crește copiii. 8 ani la rând, însă nu i se mai uscau lacrimile. 2 dintre cei 4 copii ai săi erau departe de ea, fuseseră luați de mici la internat. Casa de locuit, practic, a fost arsă de până în temelii. Tot în 2003 a decedat tatăl copiilor și mama, rămânând cu cei 4 copii în grija ei. A rămas cu 4 copii mici ca ulcele. Băieții ei au fost luați la internat din grajdul pentru animale, căci în altă parte nu aveau unde locui. E ca aici, camerele astea unde noi am locuit, au fost graj pentru animale. Dar unde am avut să trăiesc dacă n-am avut în altă parte? Soacra nu m-a prinit, o cameră cu lut era. Și pur, noi am podit cu soțul care o decedat. Acum femeia este mândră de gospodăria ei. Aici e camera copiilor, paturile lor, aici e fiecare cu patul lui. E cald, e luminos, avem cu și faci foc, avem cu și hrănii. Mulțumim, domnul. Iar mezinul Ion spune că visul cel mai mare al său, pe când era între pereții internatului, era să fie acasă lângă mama. Vroiam acasă mult. Această familie a avut norocul de a trăi în casa ei datorită unei organizații care face eforturi pentru ca copiii din internate să crească lângă apropiații lor. Locuința a fost procurată din donațiile care au parvenit de prin mai multe părți. Anume un caz fericit în care a fost contribuția unui voluntar care a lucrat cu noi din Statele Unite, au fost banii lui personal. Am avut contribuția unui alt ONG care se specializează pe caritate, colectare de fonduri pentru a ajuta copiii, familiile. De obicei facem solicitări fie pe Facebook, fie prin partenerii noștri cu care am mai lucrat, fie prin media obișnuită și de fiecare dată noi într-un singur an am procurat în jur de 12 case. Sociologul Andrei Ciobanu este de părere că domeniul carității nu este totuși suficient de dezvoltat în țara noastră, în primul rând din cauza sărăciei majorității populației. Nici nu este de mirare într-o țară în care salariul mediu nu este unul care îți permite multe, cetățenii nu prea au ce dona, practic, când trăiesc pe datorii pentru facturile de iarnă și le achită vara. Nu poți vorbi despre donații. Dar chiar și în aceste condiții, unii dintre oamenii de la noi jertfesc din puținul pe care îl au. Am fost curioși să aflăm însă cât sunt de predispuși concetățenii noștri să facă donații în cazul în care ar avea bani mai mulți. Ce ați face dacă ați câștiga la loterie 1.000.000 de lei? L-ați da la și sărași. De ce? Să-i fac o înghine. Tratiu-vă. Как? На любимого человека. Все миллион? Да, весь миллион. Аж фачь фарти мульти. В первую очередь, аж ажута копии, которые на спиталурли, уамени, которые, как вы видите, в пиротили мерг. Аж да даторили. Аж кумпара сева. Пентру чин? Пентру соции, пентру фамилии. В первую очередь, я аж ажута уамени, органи вояж, фамилии мели. Аж фачь оказ пентру копии болнави. Dar de ce gândiți? Pentru că eu am avut copil bolnav și mi-a murit 40 de zile în urmă. Aceeași întrebare adresată locuitorilor țării noastre a fost recent subiectul unui sondaj de opinie efectuat de o organizație neguvernamentală de la noi. Mai mult ar investi într-o locuință, mașină, iar economisi, dar avem și
plus minus fiecare al treilea care a admis că ar putea și să doneze acești bani, nu în totalitate, o parte din bani. Femeile ar dona într-o măsură mai mare, persoanele din rural ar dona într-o măsură mai mare și sunt mai mult persoane cu vârsta de peste 40 de ani și cu venituri mici. O parte dintre oamenii de la noi spun însă că nu sunt predispuși să doneze banii pentru cei care cer ajutor, pentru că nu au încredere că banii vor ajunge la destinație. Побаиваюсь немного, знакомым, родственникам, близким, друзьям, друзей помогу. Некая боязнь есть, очень много наслышано, очень много навидано, поэтому переживаю. Din acest motiv, un factor important ar fi verificarea informației care apare, spre exemplu, pe site-urile de socializare. В итоге получается, что человек, не проверив информацию, сделал непонятно какое-то пожертвование, непонятно, куда отправил эти деньги. Он потом узнает, что этот случай был мошенническим, расстраивается. После этого у человека вообще исчезает желание что-то делать. Din păcate, a apărut și o clasă de colectori profesioniști, care am zis eu, care au făcut ravagii prin anii 90, începutul anilor 2000, în ceea ce privește bătaia de joc de noțiunea de caritate. Noi știm foarte bine că au existat oameni care au dilapidat aceste fonduri, companii care și-au permis să declare că au făcut anumite acțiuni de caritate și apoi au împărțit banii sau au dat doar sume foarte mici. Iată de ce nivelul de încredere al moldovenilor față de procesul de caritate este unul foarte scăzut deocamdată. Încrederea este într-adevăr un subiect extrem de important și foarte delicat. Încrederea trebuie câștigată și după asta menținută la cel mai înalt nivel. Este nevoie să documentezi procesul, să-i oferi omului dovada că ai făcut procurarea, fie că este vorba de o factură, fie că este vorba de un contract de cumpărare-vânzare în cazul unei case, fie că este vorba să poată să meargă să vadă el această donație. Indiscutabil, credibilitatea crește atunci când vezi cu ochii tăi ce folos a adus donația ta. Nu trebuie să vii la Chișinău ca să oferi o donație și după asta să te, să te macine. Oare au ajuns banii mei unde trebuie? Fă-o alături, fă-o în comunitatea ta, fă-o împreună cu altcineva. Mulți oameni spun că vreau să ajut, dar nu știu un caz care m-ar atinge, nu am timp să mă deplasez, nu am timp după asta și nu știu cum să fac ca să monitorizez acest caz, să văd dacă n-a fost vândută a doua zi capra, da, sau dacă n-a fost distrusă casa, pentru că e banul meu și îmi pasă. În cazul ăsta e cel mai simplu să începi din localitatea ta. Iar unele companii din mediul de afaceri ne asigură că ar face mai multe acte de caritate dacă ar exista o coordonare bine structurată din partea statului în acest domeniu. Companiile, având bani și având resurse, de multe ori nu știu exact unde este cel mai bine locul și momentul să investească și existența unei baze de date cu rapoarte, cu fotografii, cu video, cu adresări reale, ar putea fi foarte utilă. Statul singur trebuie, în primul rând, să determine care sunt zonele unde are nevoie de ajutorul companiilor și a ONG-urilor și așa mai departe. Deci, unde s-ar ști exact că statul va investi în alte proiecte, iar aici este chemată societatea civilă și economică să investească în alte domenii. Deci, existența unei, dacă vreți, strategii de sponsorizare sau ar fi în ajutorul companiilor. Un impact enorm în actele de caritate îl are și mass media. Postul nostru de televiziune a organizat diverse campanii de caritate în cadrul cărora au fost adunați bani pentru oamenii care s-au confruntat cu diverse tragedii. Una dintre campaniile de caritate ale postului nostru de televiziune a venit în ajutorul mai multor locatari ai unei mansarde de pe strada Independenței din Chișinău, care a fost cuprinsă de flăcări la începutul lunii mai 2014. Nimeni nu odiață, ni ribionca de, ni năcărmit, nici vă. Atunci, sute de oameni s-au îndreptat cu bani, haine și alimente spre Publica TV pentru a le oferi ajutor celor rămași fără acoperiș și mijloace.
M-a dus niște hainuțe pentru copilași și pentru maturi. Sper că o să ajute. Fiecare poate să se întâmple ce s-a întâmplat. Nimeni nu e asigurat. E o tragedie, într-adevăr, foarte mare. Indiscutabil, avem un popor săritor la nevoie, chiar dacă trăim într-o țară săracă. Oamenilor de la noi nu le este străină generozitatea. Să oferi uneori este la fel de important sau pentru unii oameni mai important decât a primi. Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Dacă aveți informații care ar putea deveni subiect de reportaj, ne le puteți expedia pe adresa de e-mail țarădeminunearondpublica.md, pe pagina de Facebook a emisiunii sau ne puteți contacta la numărul de telefon 022 815516. Vă aștept din nou duminică la ora 16:05 să descoperim împreună Moldova, o țară de minune.